odată, doamna profesor, am observat că fetele toate sunt aranjate frumos la păr, aproape la fel, costumele sunt potrivite, foarte frumos sunt copiii. Le laude? Da, sunt pe merit. Știu că mai au câțiva copii mai mititei de cântat, după care emisiunea noastră merge mai departe, sigur, cu colegii mei, da? Sigur că da, și cu câțiva elevi mai mari. Așadar, copiii vor merge frumos să-și primească darurile, pentru că iată, vin sărbătorile, se apropie Crăciunul, perit vechi, și desigur, pentru cei care vor sărbători de Sfântul Ion, transmitem de pe acum la mulți ani. Cine ne cântă momentele următoare? Urmează două eleve, Alexandra Mariș cu o melodie solo și Alexandra cu mine împreună, Bianca Opariuc tot așa cu o melodie solo și una cu mine împreună. Deci în continuare ascultăm pe Alexandra Mariș și Bianca Opariuc. Cu drag! De ziua mămicii mele am cumpărat trei lalele și am zis că îi mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Și am zis că îi mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Thank you.
mea, ce-o da vrut să te întâlnesc, lângă tine eu să cresc. Voi călca mereu pe urma ta, dragă de scălița mea, ce-o da vrut să te întâlnesc, lângă tine eu să cresc. Este o vorbă din mătrân gândită și cu adevăr grăită. Câteodată și străinul poate să-ți fie soră și frate. Cântăreața mică, drăgălașă, cântecului meu urmașă. Și de toți ești prețuită. Cântăreață mică, drăgălașă, cântecului meu urmașă. Tu ești de scălița mult iubită și de toți ești prețuită. Este o vorbă din mătrân gândită și cu adevăr grăită. Câteodată și străinul poate să-ți fie soră și frate. Este o vorbă din mătrâni gândită și cu adevăr grăită. Câteodată și străinul poate să-ți fie soră și frate.